O saltare mai am avut și bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Assassin's Creed 2. Nu uitați să apăsați butonul ăsta de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou. Și de asemenea nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Am ajuns în Veneția, acest oraș care ar trebui să arate mai bine, dar nu. Ce cum o cedit la asta? Așa ne așteaptă pe noi? Urât așa. Bun, hai că deja e jale. S-a îmbătat calul meu. Multe chestii de făcut. Vreau sincer să încerc să mă joc puțin off-camera, dar mai aștept. Prima dată hai să prindem hoțul. Prindem hoțul ăsta, luăm o grămadă de bani. Mamă, frate, cât durează. Ia, ni la el. Ia uite ce noroc, ce bulan a avut. Răsnite-ar capul. Warpa după tine, nu! Ezio, ești ok? Pe aici. Ia uite pe ce fuge asta, nu cred. Gata. Mamă, ce bogați sunt oamenii în Veneția. What? A avut 1000 la el ăla. 1000 de galbeni. Ce pârlit. Ok. Mai văzusem încă o comoară aici. Da. Și mergem și la negustor, la shop. Găsim ceva. Ca să nu zic de bărci. Și în bărci găsești bani. Oh. Scuze. Mă ierți? Vino în apă, hai. Ia. M-a lăsat în pace, cred. Fabro, nu încă. Unde ești, mă? Uite aici. Mercante de l'arte. Primul rând. Astea, nu știu ce sunt astea. Wow, am cumpărat un tablou. Super. Înseamnă că avem bani. Forli. Aha, Apenini, munții Apenini. Ai regiune cum ar veni de la țară. Bun. Bine de știut. Mergem acum și ne reparăm și armura dacă se poate. Am venit. Reparați. Era puțin stricată. Era defectă. Și aici la weapons. Pe bune? Nu e nimic nou. Sunt la fel de proaste. Wow, trist. Nici aici nu e nimic. Speed deflect. Nu știu ce sunt astea. Wow, deci m-ai făcut sărac indirect. Apreciez. Hai și aici. Bă, găsești 100, merge. Facem o grămadă de bani. Ia. Hai să mă uit pe hartă puțin. Wow, e mare și orașul ăsta. Deocamdată nu. Puțină răbdare. Puțină răbdare că trebuie să mă obișnuiesc cu locul ăsta. Cam ciudat să călătoresc fără să fi făcut pe măcar un singur viewpoint. Măcar unul singur. E bezmet, e greu acum beți. Bețivul ăsta de Ezio. Bețivanu. Sper că mă duc bine pe aici. Aha, ia uite. Bun, planao. Dacă spliți cu boss, n-am timp de tine. Ok. Na, poi mei, merge.
Dar ce e cu mocii la asta? Lol. Urâtă zonă. În afară. Foarte ciudat arată. Un cal merge pe aici. Unde naiba? Mamă, de unde m-a strigat? E insane omul ăsta. Gata. Zi. Ezio. Thank you, Ezio. You saved my life. I did what had to be done. You would have done the same. Da, hai că făcea el la fel. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt. Măcar are creier. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's our traghetto. Venezia waits. Oh, călătorim cu barca. What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Stai ce? Who invited you? Nobody. Parola? Basta. Permis? No pass, no entrance. Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Nu te cred. Don't just stand there. I need help. Ce? Help the screaming woman. Oh, nu. E abandonată măcită. Ceasă cu săraca femeie. Prima dată și prima dată. Aici. O fi șmecheria asta. Wow. Știi ceva? Hai. Până la urmă las-o așa. Să te duci și o salvezi și să apară niște hoți. Hai mă. Save the stranded woman. Nu e greu să conduci o barcă. O gondolă de asta. Frână, 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 frână. Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. Numărul 1 fan. Dar de ce? De ce n-ai pasta acolo? Only to help someone in distress. Which is exactly why you impress. And you are Messer Auditore, but please, call me Ezio. I'm Caterina. Now, Ezio. We must find you suitable reward. Așa. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me with. Da, chiar am nevoie de ceva. Să ne inviți în oraș. Să ne dai un permis de ăla, la propriu. Yes, signora. Whatever you say, signora. Oh, e bogată. Ne mire bine, Ezio. Ma poi. He won't trouble you anymore. Took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of Forli? In orașul Forli. Pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. Super, super. Te-ai făcut cu un nou prieten. Please accept Forță. My most humble apologies, messere. But had I known. It's quite all right, my friend. 2500, iarăși. Cresc bănuții și logică nu o să stăm degeaba și o să începem direct misiunea. Do you know who that was? My next conquest. I don't think so, Ezio. That's Caterina Sforza, daughter of the Duca di Milano. Her husband is... Husband? Si, her husband is the Lord of Forli. That woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful. Sempre come una donna per me. Bravo, tata mare gagicar. Ezio, cred că ai făcut antivirus la creier și nu ți-ai plătit antivirusul. Oh, s-a terminat sesiunea de gaming. You're making amazing progress. Amazing's quite a strong word. Then why are we stopping? Prolonged exposure to the animus can have păi da. Side effects. Ca la gaming. Awesome. It's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Ba da. Symptoms? What symptoms?
Simptom. Cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues. A văzut câteva chestii. So what you're saying is what we're saying, Desmond, is if you're not careful. Animusul dăunează grav sănătății. Visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing assuming you could control it. Up until now though, no one has. What? Subject 16. We have safeguards, Desmond, and they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, merge așa de bine. Test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. Corect. Great. Meet me downstairs when you're ready. Fii atent că vrea să-l testeze, să vadă dacă a învățat ceva din toată aventura din Animus. Super. Vreau să-l văd la parcurs. Știi să alergi, asta e bine. Sunt așa haotic. Știi să dea cu pumnul. Ce porpat adevărat. Așa. So what's the plan? We're gonna see what you've managed to retain. Come on. Damn, câte depozit aveți aici, sunteți pregătiți? Abstergo's out there looking for us. They're better funded and better equipped. So it's only a matter of time before they find this place. We need to be ready for them when they do. I want you to activate the warehouse's defense system. Oh god. I'll let you figure out how to reach the sensors. Oh, come on. Not even a hint? Open your eyes, Desmond. Da. Păi, parkour. Ce e așa greu? What? Halucinații, nu? Lucy, I'm seeing things. Do the hallucinations last longer than no, n-au durat mai mult de 30 de secunde. E bine. Înseamnă că nu murim încă. Ia uite, mă. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Da, uite că a început și el să se peceapă la parkour. Mamă, belea. Și acum, pe aici. Stai puțin. How am I doing? You've picked up every single one of Ezio's skills. The adoption rate is fantastic. Another day or two. Bratere, nu că vreau să-ți fac antireclamă, dar era... Mamă, ce alucinați. Era o scară fixă aici. What? Și doar să urca pe scară. Mamă, ok. Ce troll. Cel mai troll. Mai vrei altceva? Trebuie să ajungă toate astea de la roșii la verzi. All right, you gotta tell me. Why Ezio? Why Italy? I mean, we could have just gone back to Altair again. Followed him during his early years. It started with 16. Ah, good old subject 16. He repainted my room, you know. With his blood. I'd been going through his files. Vidic flagged a couple of his Animus sessions. A bunch of different ancestors, different dates and locations. Ancient Africa, the Middle East. But towards the end, he became obsessed with Italy. Italia. I knew about the vault. A few of the records of his later Animus sessions are missing. The sessions that are there. After everything the Templars put him through. After everything I put him through. It's all scrambled. If we hadn't stay puțin. So hard, we'd have the answers already. And maybe he'd still be alive. Bro. Ce fac aici? So you're after the codex and the vault. I knew you had an ancestor in Italy who was at the center of all of this. Ezio. Din moș strămoș. Ce nu înțeleg eu? Unde pana mea e următorul senzor? Vai de mine. Nu se poate.
Ia. Fii acolo în camera aia. Nope. Nici aici. Bro. Faci mișto? A, uite-mă unde e. Easy. Comparație cu Ezio, trec-ți la plută, bro. Lasă-ne. Nu ne place în prezent. Gata. Ce mai vrea? Mai vrea ceva? Am aprins beculețul. Așa, mersi. Mă speria să-i. All right, I think we're done for the day. You should get some rest. Lucy, what happened to 16? Prea pedes, e Desmond, face gaming și în viața reală. Thanks. Bine, mai are fața asta de tractor uneori, dar e ok. I'm glad you're here. Interesant că și el și Ezio au aceeași chestie la buză. Au o urmă la buză, un semn. Ce chestie? Mamă, ce halucinație are. Templierii. What? Și durează mai mult de 30 de secunde. Hai, bagă-te la somn, bobiță. What? Vede din Altair puțin. Hai mă, ce făcut? Muri și aici. What the hell? Chiar că what the hell? What is this? Where am I? Sunt Altair. It's Acre. Altair. What the hell? Not even in the Animus. Chiar că. I must have passed out. Just having some kind of weird dream. Going without sleep for who knows how long. Guess I shouldn't be surprised. O, nu te cred. Am schimbat jocul fără să știu. Damn, son. Așa, ia. Yeah. Deci, care-i faza? Nici măcar nu știu unde să mă duc. Mă duc și-o random. Nu, înapoi. Aici e. Aici trebuie să fie. Și de ce nu... Nu înțeleg. Nu zice nimeni nimic. Parcă era la cuțite cu... Templieri ăștia. Hai mă, prinde-o. Mai fugi mult, tantei. Poate mă dă și pe mine jos. Lol. Prinde-o, mă. Bă, nu te cred. Holy shit, ești enervantă. Re-enervantă. Na, că s-a blocat acolo. Și urmează puțin parcur. Ce drăguț. M-am mai urcat eu pe aici. E așa interesant totuși să rejoci. Să te duci în aceeași locație, dar în alt joc. Să vezi cum s-au schimbat lucrurile. Tot așa enervant este cația din turnul ăsta. Mediul lui natural. Băi, ești nebun. Sincer. What? Na. Asta o știai? Sunt convins că nu.
prevede acre aici și Maria. Yeah. I wonder what he wants with her. Whoa. All right. Wasn't expecting that. Okay, Desmond. De ce a trebuit să vezi asta? Nu înțeleg. Un templier și un asasin. Interesantă combinație. În fân. Wait a second. Bum. Why aren't I following Elta here? I'm stuck here with Maria? Oh shit. That must be. This is one weird dream. Huh? Prea ciudat. Prea ciudată această secvență și nici nu știu dacă a fost un vis măcar. Nu, cred că doar halucinează el. Nimic ciudat, mergi mai departe. Da, era în pat, aparent. Ești încă ok? Nu prea e ok. Lasă-mă să mă întorc în Veneția. Ah, good of you to join us. Sorry, long night. What a professional approach. Leave him alone. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Madness, isn't it? Sean, please, that's enough. All right. De ce nu-l suportă oare Sean pe Desmond? Asta nu înțeleg eu. Hai mă, ce vrei? Ai ceva personal cu noi? Spune. Sau o să taci pentru totdeauna. Gata. Hai. Înapoi pe scaunul de gaming. Și să vedem ce mai pune la cale nenea Ezio. În afară de viewpoints la greu. Cape not effective in this area. Uh-huh. Wow. Republica Serena. Călătorește asta prin toată Italia. Uite-l pe Leonardo. S-a întors Leonardo. Ce zici, Leonardo? Hai să vorbim. Messer Da Vinci. Yes. Buongiorno e ben arrivato. I'm Elvise. Signor Don has asked that I escort you to the workshop. Are you ready? Desigur. Și a venit și cu un prieten. Ah, Venezia. What other place is as beautiful, as stable, as perfect? Puțină reclamă. Hai, arată-ne. Stop, the Rialto Bridge. Behold the elegance with which she spans the Grand Canal, a symbol of Venetian unity and pride. Let us continue. Ok, încă nu sunt impresionat, dar arată bine. San Giacomo di Rialto, oldest church in Venezia. Isn't she beautiful? And her clock tower, magnifico. Drăguț. No other city can match the size of Venezia's markets, be it spices or silk, from near and far. There is. Uh-oh. Soldati. But the rent is paid. I have every right to sell here. Emilio disagrees. No. Cine pui mie Emilio? Nu-i place peștele sau ce? Bine, tu fai acolo. Nu intervine, am înțeles. Cream că îi face turul doar lui Leonardo. Look, isn't it amazing?
Eu popușă. I left my money with my bags. L-au furat copiii. Mind your step, Corleone. Hai mă, chiar nu-ți dai seama, ești un hoț și tu, Ezio. L-a furat un pic, nu? Cash. And here we have the Palazzo della Seta. Mamă. Filio Barbarico. Normally I'd suggest a closer look, but with the way things are now. Asta e. What's happened? Următorul pe lista neagră. Beneath a single banner. There's been resistance. Some of it violent. What kind of resistance? They say they're fighting for the people, for freedom or some such nonsense. But Giannate, if you ask me. Ok. Ținta noastră. They destroyed my stand. I demand compensation. Here you are then. The Doge will know about this. I'll report you to the council. Good luck with that, my friend. What are you doing? You're under arrest for disrupting commerce. What? You just invented that. There's no such law. There is now. No, stop! Wow. Ce șmecher sunteți voi. O să vă vină rândul. Chill. Trebuie să caut neapărat și cripta unde e. Uite mă. Am ajuns nou acasă. A lui Leonardo. We spared no expense in its design. You'll see, it is perfect. As if you never left Firenze. I wish you great success and hope you enjoy Venice. Great success. As much as she enjoys having you. So, here we are. Exciting, isn't it? L-a așteptat ciubuc. Maybe later. I need to visit the Palazzo della Seta. Try and gain an audience with Emilio. As you wish. But should you find yourself with free time or another codex page, don't hesitate to visit. Perfect. My door is always open. Grazie, my friend. Di nulla. Cool. Și-a prieten ca Leonardo să dă taie. Bun, fraților, dacă asta a fost și cu episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu uitați like, comment, share și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, tot ce bune. Pa, pa, Lucia.